cât de mature sunt zodiile. Berbec. Berbecul este primul semn al zodiacului și de cele mai multe ori, tocmai lipsa maturității îl poate băga în tot felul de încurcături. Taur. Taurii, fiind semn de pământ, au o doză destul de mare de maturitate, dar și de încăpățânare. Gemeni. Gemenii sunt asemenea unor copilași de cele mai multe ori. A fi matur este plictisitor de cele mai multe ori pentru ei. Rac. Racii pot da dovadă de imaturitate atunci când vine vorba de lucruri minore, însă când e vorba de lucruri serioase, devin maturi și responsabili. Leu. Leii sunt copilăroși și devin maturi și serioși doar atunci când situația o cere sau când vor să păstreze aparențele. Fecioară. Fecioara dă dovadă de maturitate și responsabilitate în aproape orice situație. Balanță. Balanțele au maturitatea de a privi obiectiv și cu maturitate orice situație, mai puțin cele care le afectează în mod direct. Scorpion. Scorpionul dă dovadă de o imaturitate care de multe ori e doar de suprafață, iar în spatele ei se ascunde o maturitate și o capacitate de analiză greu de egalat. Săgetător. Săgetătorilor nu le place să fie maturi. Ei adoră distracția și sunt maturi doar atunci când e necesar. Capricorn. Capricornul este întruchiparea maturității și responsabilității. Vărsător. Vărsătorul este rebel și non-conformist și pentru el contează unicitatea, nu maturitatea. Pești. Peștii sunt printre zodiile care se maturizează greu, pentru că ei mereu visează la altceva în afara realității.